Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Secretele Familiei. Este un răsfăț pentru noi, ediția de astăzi este filmată într-un cadru simplu și în același timp mirific. Suntem la prietenii noștri, la Budești, Comuna Făurei, la familia Arcadi Trofin, Iulian Arcadi Trofin și Camilia Schuimer, cărora le mulțumesc din suflet că m-au primit în casa lor și o să discutăm despre familia muzicală a lui Iulian și al Camiliei. Ce putea să lipsească de lângă noi în acest cadru simplu, cum vă spuneam, în același timp și complicat, pisicul care tocmai spunea Camilia că iese mai sălbatic, dar a venit totuși lângă mine, soba în care arde focul. O să fie o emisiune care sper să ajungă la sufletul dumneavoastră, să vă mai deconecteze din problemele pe care le avem zi de zi, mai ales că anul acesta, în toamna aceasta, avem an electoral și trebuie să ne asumăm responsabilități, să ne lichidăm de obligațiile cetățenești pe care le avem ca cetățeni. Bună vedere, revedere, cum să-i spunem, pentru că ați mai apărut în emisiunea mea. Am făcut o serie de reportaje și de la Școala de Muzică Sergiu Celibidache din Oman, mai ales de la Tescani. Am prezentat fundația pe care cu drag și cu mult suflet ajutați, în care ajutați mult lume. Trebuie să spunem că facem parte dintr-o familie muzicală deosebită. Și cu mult dragoste și dăruire. Bun găsit! Bine. Și mulțumesc bine încă o dată că mi faceți așa o onoare să mai deconectăm romașcanii. Este multă lume care vă apreciază, mult tineret care ascultă piesele cântate de tine, Iulian. Îți recunosc că îmi vine foarte greu, sunteți foarte apropiați voi, sociabili, așa să-mi spun Iulian pe nume. Trebuie să mă obișnuiesc cu lucrul ăsta. Îmi face plăcere. Ne leagă o prietenie de acum, spun eu. Bineînțeles. Cum astăzi ne axăm pe problemele familiei, așa cum este și cadrul emisiunii. Ce m-a uimit la voi? Ați avut atâtea variante, atâtea posibilități să rămâneți în altă parte, totuși ați ales aici, în România, aici, la Budești, Făurei, de unde vă și aveți rădăcinile. Să mai pun întrebarea clasică, de ce o pun totuși? Pentru că merită să ascultăm opinia voastră. Ați trecut prin atâtea, ați vizitat atâtea țări, ai concertat, Iulian, în atâtea locuri și totuși ai rămas aici, ai venit să ajuți aici copiii talentați, pentru că avem copii talentați, avem o școală de muzică, zic eu, reprezentativă pentru județul Neamț și chiar pentru România și, în general, pot spune și în afară, pentru că, așa cum am prezentat noi din câteva emisiuni, avem copii talentați și nouă ne revine sarcina să-i promovăm. Avem copii talentați, extraordinari, avem copii săraci și atunci ideea de bază a fost ca acum 8 ani să înființăm această fundație culturală și umanitară. Camilia, cu multă dăruire, ocupându-se de problemele sociale, mai ales pentru bătrâni copii, iar eu, prin natura profesiei pe care o am, eu sunt muzician, așa cum cred că o parte din public și din spectatorii noastre o cunosc, sunt pianist și atunci am legat venirea noastră în România de o activitate care să însemne sprijin, încurajare și pregătire pentru tinerile talente din România, din Moldova, în sensul de a reuși să pregătim tineri pianiști care să reprezinte apoi nu numai județul nostru, nu numai Moldova, dar și România
în competițiile internaționale, în manifestările internaționale și, nu în ultimul rând, ne-am dorit dintotdeauna ca acești tineri să devină adevărați ambasadori ai artei, școlii și culturii noastre. Cum vezi familia Camilia în problemele noastre sociale de azi? Și e mai greu, e mai ușor într-o comparație. Hai să noi suntem mai români, încă mai suntem considerați familiști și deși multe sunt bulversate, asta încercăm să prezentăm publicului, pentru că așa cum am crescut noi doi, că suntem din aceeași situație, generație, din aceeași generație, copilăria mea a fost presărată de această idee și responsabilă și simț de răspundere pentru cei din familie. Așa am fost crescuți și așa am văzut că a fost crescut și Iulian. Inițial, ideea mea de a mă reîntoarce acasă era motivată de un concept de viață pe care mi l-am format în America, și anume simțul de răspundere pentru ceea ce dau înapoi societății. Deci, după o perioadă de 14 ani de America, am înțeles până la urmă că viața nu este despre ce îmi dă mie societatea sau ce cer eu de la viață. Ideea mi-am format-o ce dau eu înapoi, ce dau eu vieții, ce dau eu societății. Și pe ideea aceasta am început să-mi doresc să revin acasă. Veneam de 2-3 ori pe an și am văzut, m-am confruntat cu foarte multe aspecte noi pentru mine, la ce se întâmpla în comunitatea mea și chiar în familia mea. Și atunci ideea mi-a venit cum pot să-i ajut pe ei, cum pot să mă implantez din nou în acest rând, pentru că eram altă persoană, alt om, altă mentalitate. Eram total schimbată și știam că nu-mi va fi ușor. Dar de data asta nu mai făceam pentru... Implicit o făceam pentru mine, prin ei. Și firește, am discutat despre posibilitatea de a ne face un loc de locuit în altă parte, dar nu mă atrăgea nimic decât locul unde m-am născut, firește, unde sunt rădăcinile. Și eram legată de deal, de pădure, de pârâu. Și apoi m-am legat foarte tare de copii de aici, din comună, și de ideea de a le da șansa, le crea oportunități pentru cum văzusem în America. Atunci Iulian a fost foarte sensibil la această idee. El mi-a împărtășit, și asta am mai spus-o de câteva ori, ideea lui de a merge într-o misiune în Africa, unde avea un prieten, și a predat, a învățat muzică copiii din acel stabiliment. Și eu i-am spus, uite, facem o misiune în Budești, unde m-am născut eu, că sunt o grămadă de copii care au nevoie de energia și impulsul tău. Și într-adevăr, până a venit el, eu cu o nepoată am format un grup de copii cărora ea le preda muzică. Și apoi Iulian a venit și are... Totuși a fost în Africa? N-a mai fost, pentru că misiunea de la Budești l-a a fost mai important și l-a acaparat și a cerut mult dăruire. Cine are rădăcinile primul? Eu m-am născut aici. Iulian e născut în Buhuș, dar a crescut în Piatra Neamț, deci foarte aproape. Acolo mai are mama, în Piatra Neamț, da? Atât, da. Atât, mama. Dar am stat doar câțiva ani aici, pentru că aveam 13 ani când am plecat de acasă, ca apoi să mă întorc după mulți ani. Și stabilirea lui Iulian aici, într-adevăr, este legată de reîntoarcerea lui Iulian în țară, este legată de familie, aici acesta este subiectul. El, și o să-l las pe el să vorbească, s-a ocupat așa îndeaproape de tatăl lui, care se îmbolnăvise. Da, ideea a fost
Să încercăm să fim apropiați de părinții noștri care aveau anumită vârstă și iată că suntem în temă cu emisiunea pe care dumneavoastră o mai putem să ne ocupăm în ziua de azi în Iureșu? Trebuie. Trebuie. Da, trebuie. Nu există altă. Trebuie și noi suntem atenți spectatori a unor situații care apar pe plan social, psihosocial, tocmai din cauza transformărilor, migrației, schimbului de milioane de persoane care se mută dintr-o parte în alta, suntem cu toții împărtași la aceste experiențe. Am observat cu atenție și urmările, pe o parte avantaje, pe altă parte dezavantaje, urmări ale acestor experiențe pe care milioane de români le fac și ne-am dat seama că în acest Iureș, deși suntem printre foarte puțini care se întorc în țară, trebuie să luăm această poziție pentru că, într-adevăr, familia noastră, comunitatea, ar avea de câștigat în sensul de sprijin, în sensul de încurajare și de asistență. Și experiențele noastre au fost identice, ne-am ajutat, ne-am încurajat și am făcut împreună ceea ce credem că orice fiu sau fiică ar trebui să facă pentru părinți. Am asistat părinții noștri, le-am alinat durerile. Din păcate, am asistat în acești 5-6 ani la plecarea lor. Și trebuie să spun că pe planul conștiinței personale, cred că și Camilia simte același lucru, eu am o liniște sufletească, aș numi-o chiar mulțumire la un moment dat, pentru că am fost aici, în aceste momente, și pentru că ceea ce mi-am dorit de mult s-a înfăptuit. Am fost plecat pentru foarte mulți ani, poate nu tot știu, mai mult de 23 de ani am petrecut în Italia și... Te stăinuim acum! Și din această cauză am fost departe de părinți, eu nu mai am alți frați sau surori. În același timp, revenirea a fost, cred, un act obligat din partea mea, conștiinței mele și așa cum am spus acum câteva secunde, am acea mulțumire sufletească pentru că am înfăptuit ceea ce îmi dorisem. Nu numai experiența în străinătate, dar și experiența cu familia mea, cu care stătusem foarte puțin. Mai există un aspect foarte important al emigrării, pe care l-am constatat mai târziu, după ce am câștigat ani de experiență și înțelegere. A emigra e foarte bine, este într-un contextul unei vieți, este o șansă de a transcende. Ce înseamnă a transcende? A găsi partea aceea, bine, mă refer în partea aceea din interiorul tău care să te propulseze la un alt nivel, la un alt nivel de conștiință. Deci, dacă ai în experiența aceasta de imigrant, ai reușit să faci acest salt în conștiință, să te regăsești, să îți aduci aminte de unde ai plecat, să aduci aminte de ce ești aici, atunci le doresc la toți imigranții ca viața să le ofere șansa să se reîntoarcă. Pentru că am spus-o și de mai multe ori, suntem norocoși și am putut să ne întoarcem acasă, înapoi. Ne considerăm norocoși și împliniți în sensul... Mă uimești cu această atitudine, pentru că poate că este acel elan al tinereții. Mult nu-și doresc lucrul ăsta. Să se întoarcă? Să se întoarcă, mă nu, gândesc. Nu, cât sau sunt poate tineri, vorbesc, poate nu. Da, poate vorbesc dintr-o necunoaștere, pentru că n-am fost niciodată plecată. Știi, cel pățit întotdeauna știe ce să spună și ce
din câți am cunoscut eu în America, imigranți, nu știu niciunul care nu-și dorea să se reîntoarcă. Oricum, nu te poți întoarce oricum, pentru că nu mai ești același om, v-am explicat, și pentru noi au fost luni și ani de readaptare. Pentru că vii... dintr-o lume a capitalismului. Da, da, dintr-o cu niște concepte materialiste foarte... Aici am avut ce am avut. Da, da, și trebuie să pornești de pe alte principii și alte considerente, să-ți aduci aminte de ce te-ai întors. Ideea mea inițială că m-am întors să schimb comunitatea a fost greșită. Trebuia să-mi aduc aminte că m-am întors să fiu cine sunt eu în această comunitate. Oamenii se schimbă natural. Nu-i poți schimba brusc. Îl desenez și... Dacă eu pot, am tăria și pot să fiu un exemplu pentru ceilalți, atunci sper ca ei să învețe, să se poată alimenta din energia noastră, din atitudinea noastră pozitivă și optimistă. Și eu sunt un bun observator și cu Iulian mereu remarcăm că s-a schimbat comunitatea de când suntem aici. În fiecare an lucrurile sunt altfel. Poate ne-am schimbat și noi cu ocazia aceasta. Nu mai am această atitudine critică, de ce nu faci așa, de ce nu sunt așa. Ci îi văd în contextul larg al comunității și al națiunii noastre. Ce pot ei face cel mai mult pentru ei înșiși. Dar să revenim la tema dumneavoastră. Eu cred că ar fi o cale a noastră, ca națiune, să depășim starea în care suntem. Dacă ne-am gândit să salvăm copiii și bătrânii națiunii, întâi și întâi. Deci, în momentul în care spune avem atâtea probleme în țară, ar trebui să ne uităm la ei întâi. Și ajutându-ne copiii și bătrânii națiunii, ne-am ajutat pe noi ca națiune. Ne-am ridica spiritul ca națiune. Pentru că dezvoltarea unei țări, sunt convinsă, pleacă de la starea spirituală, de la starea interioară. O națiune este un întreg, nu? Ca și o familie. Ca și... Deci, când mă refer la națiune, eu o văd ca un întreg, cu inimă, cu spirit, cu minte, nu? Suntem o colectivitate de... Și la fel, cum acționez eu pe plan spiritual sau fizic, așa acționează și o națiune. Deci, națiunea română are spirit bun, are spirit înrădăcinat, are condiții spirituale foarte vaste. Dar noi, ca oameni, ne-am pierdut orientarea. Suntem dezorientați, cred eu, acum. Ne gândim, dacă aș rezolva problema asta, totul ar fi bine, dacă mi-aș cumpăra asta, ar fi bine, dacă... Dar privim material mai mult? Da, am mult. Fost timp de 50 de ani undeva lăsați în... Suntem puțin dezorientați, eu cred în viitorul acestei națiuni. Eu cred în sufletul minunat al acestei națiuni. Dar... Ne-a luat prea prin surprindere. Vrem totul deodată. Și vrem totul deodată. Deci, material. Și concentrarea noastră, spirit, atenția noastră. De suflet. Da, exact. Nu este adevărat că o mașină nouă sau îmi rezolvă problemele. Nu, este... problemele ar începe... sunt bine dacă copilul meu e bine, dacă părinții mei sunt bine, dacă... Eu mă simt bine. Atunci mă simt și eu. Dacă cei din jur sunt bine... Cum particip eu la starea de bine a familiei mele, la starea de bine a comunității mele? Noi am lărgit puțin, pentru că am avut capacitatea. Eu știu că mie nu mi-este bine dacă vecinul meu de peste drum suferă atât de tare. Știți de ce? Pentru că mă gând cum adică să-mi fie bine când omul de lângă mine suferă. Și îmi doresc, dacă nu binele egal pentru el, cel puțin... Nu, cel puțin egal bine pentru el, că îmi doresc și pentru mine. Pentru că în felul acesta mi-e și mie bine, dacă toată lumea în jurul meu este bine. Și acest concept
Este foarte frumos. Eu l-am rezolvat la nivelul, la un nivel mai înalt, și anume nu mai refer la mine, eu, în context. Acum încerc să învăț și să mă refer la noi. Pentru că nu mă pot desprinde de familia mea, nici într-un, cum am spus mai devreme, acum nu mă mai pot desprinde nici de comunitate, și foarte mult ne atrage atenția națiunea întreagă, și numai devreme de dimineața, nu mai de dimineața aceasta, am deschis CNN și ne uitam la ce se întâmplă în America, care se pare că stabilește o grămadă de pași pentru întreaga lume. Deci, vedeți, nu ne mai este prea puțin să ne raportăm ce am eu nevoie, ce avem noi nevoie, ce facem noi, cine suntem noi și ce dăm mai departe. Pentru noi și pentru întreaga lume, pentru întreg romanul. Ce ne cânți, Iulian, prima piesă? Tocmai am reluat o miniatură de Chrysler. Chrysler, care a fost un mare violonist, un mare muzician, am aranjat o miniatură de acest mare compozitor și violonist și o veți asculta în minutele următoare. Cu mare drag! Privind conceptul de familie, să-l dezvoltăm un pic mai mult, când ai spus să avem grijă de copii și de bătrâni.
Am făcut parte în această toamnă cât de cât din familia voastră și l-am văzut pe Iulian trist când ți-ai pierdut mama, pentru că nu vreau să deschid acum o rană în sufletul tău, dar după cum încep să te cunosc, ești capabilă să faci față oricăror evenimente. L-am văzut cu o putere fantastică pe Iulian, spunându-mi că tocmai m-a anunțat Camilia că i-a murit mama, o abținere, și în același timp ochii erau înlăcrimați. Da, cred că multor mei au experiența aceasta că pierde un părinte, acum mi-am pierdut pe amândoi. Și trebuie și să cu spun trecerea că... timpului este din ce în ce mai greu. Da, dar asta e firul vieții. Sigur. Nefericirea a făcut că mama a suferit 3 săptămâni, ea a fost, în final s-a îmbolnăvit de cancer, metastază, și în 3 săptămâni a plecat. Și alinarea mea este acum că mă raportez la spiritul ei și nu mă mai raportez la un fizic, un trup bolnav pe un pat, că, pentru care nu pot să fac nimic decât să dau o pastilă de morfină. Deci este o experiență în sine foarte puternică și durerea și pierderea, eu sper să mă schimbe în bine, să ating acea latură sensibilă din mine în care, așa cum teoretizez, în care toți suntem parte din același întreg și nu suntem separați unul de altul. Deci, cum v-am spus, dacă noi nu suntem separați în acest întreg, cei care pleacă sunt în jurul nostru sau deasupra noastră sau... Ar trebui să ne învățăm copiii, nepoții, să le păstrăm celor care pleacă dintre noi și dorințele care le lasă ei. Pe mine m-a marcat... dorința mamei tale, pentru că mi-ai destănuit. Dacă vrei să vorbești, vorbești ultima dorință a mamei, tot legat de credință și de... Da, da. Mama mea a avut norocul că a fost o femeie credincioasă și eu nu am încercat să o dezrădăcinez nici într-un fel. Aveam discuțiuni ori aprinse în felul în care crede ea și în care cred eu. De fapt, ea avea problemă cu modul în care cred eu, dar am respectat alegerile întotdeauna. Ideea ei a fost să continui după moartea ei, să-i fac praznic, să-i fac toată tradiția de care era foarte legată. Și deși am rezistat în discuții cu ea, nu, că nu este parte din obiceiul meu, după moartea ei nu am îndrăznit să nu-i respect dorințele. A vrut praznic, i-am făcut praznic. A vrut să mă duc la mănăstire, să plătesc slujbe de iertare păcatelor. A făcut cu mult drag. Și a fost o experiență extraordinară pentru mine. După cum ți-aduci aminte, ultima dată când ne-am văzut, am vrut să ajung la Părintele Iustin. Și nu numai că am ajuns... De la Petru Vodă, de la... Da, pe o zi așa însorită și frumoasă, extraordinară. Am remarcat ce face Părintele Iustin pentru exact categoria asta, pentru copii, are un orfelinat acolo și are un azil de bătrâni, acolo unde locuiește... Am filmat și acolo și am prezentat. Extraordinar! Dacă ar fi să împărtășesc cu... Astăzi împărtășesc cu voi toți, mi-aș dori să fiu ca Părintele Iustin. Mi-aș dori să pot dărui toată viața mea și să alin suferințele celorlalți. Pentru că sunt conștientă că noi toți am devenit mult mai bun și frumosul din jurul nostru ar spori. Și ne-am bucurat cu toții de multă lumină, dacă am putea toți să fim ca Părintele Iustin. Păi spuneam că la voi este atât de simplu și frumos, în același timp măreț, încât... Nu aș spune că e măreț. Aș spune că e frumos. Hai să spun eu spiritual. Cei puțini, aș spune, care se bucură cu adevărat. Noi încercăm să ne bucurăm în fiecare zi de ceva. A te bucura nu înseamnă neapărat
a căuta o satisfacție superficială, înseamnă de multe ori a transpira mult, a munci foarte mult, a realiza și, de ce nu, chiar a sacrifica mult pentru a merge mai departe. Și trebuie să spun că viața aici nu este deloc plictisitoare. Cineva s-ar putea gândi că întorși noi din Italia sau Statele Unite, am venit să ne odihnim. La un moment dat era o idee destul de atrăgătoare, aceea a unei odihne prelungite, dar legată de muncă, bineînțeles, dar mi-am dat seama că, de fapt, fiecare zi aici este o zi lungă. Noi avem prieteni buni în străinătate, trebuie să amintesc vorbele de duh al domnului Robert Hodes, care este american elvețian, pe care voi l-ați cunoscut, da, l-am filmat la Tescan, sprijină activitatea noastră și care a spus, plecând spre aeroport, după câteva zile petrecute la noi, care a spus, dragul meu, este incredibil, în această săptămână am trăit intensitatea unui an întreg în Elveția. O spun asta pentru că așa a fost și pentru că, întorcându-mă de la aeroport, după ce l-am dus la avion, am început să mă gândesc la ce spusese și mi-am dat seama că poate avea dreptate. Viața aici este foarte intensă. Și spunea că este, se simte viu, că trăiește. Când vin aici, simt că trăiesc. Deci există o bogăție, spun eu, a spiritului în comunitate. Bogăția asta cred că vine în special poate din spiritualitatea noastră ca popor. Și doream să ating doar două lucruri pe care eu le consider interesante și care țin de realitatea noastră. O faci după ce ne mai cânti o piesă? Bineînțeles. Te mare rog. Plăcere. Da. Thank you.
Acum cu ce ne-ai delectat, cu ce piesă? A fost Andaluza, o piesă spaniolă de Enrique Granados, mare compozitor spaniol de la începutul secolului și unul din reprezentanții importanței școlii naționale spaniole. Foarte frumos, sper să delectăm și romașcanii cu aerul de aici, mirific, și cu pianul. Să nu uiți ideile alea două care... Da, ideile erau și cred că sunt emblematice. Ideile se referă la faptul că aceasta este o perioadă pe care o numim de pasaj. Este o perioadă în care se fac foarte multe acumulări materiale. Puține, poate, la nivelul unui popor, dar multe la nivel de individ. Există în istoria societății o perioadă în care cei care au adunat foarte mult încep să se gândească și la alții, nu toți. Nu o să dau acum exemple precum Rockefeller sau alții, nu o să dau exemple precum Gates, care, din câte știm, a cedat în mod umanitar, aș spune, miliarde pentru anumite proiecte care se îndeplinesc și care se înfăptuiesc la nivel planetar. Deci, o să mă refer doar la cei care nu sunt la acest nivel, dar care au început și încep în această perioadă și în țara noastră să se gândească la alții. Deci, cred că este o perioadă istorică obligată. Am studiat cu toții boom-ul care a avut loc la începutul secolului în America. Cine erau emigranții? Irlandezi, italieni și alții. Am văzut care a fost boom-ul din 68, care a deschis, practic, o cale extraordinară de dezvoltare. În acele perioade, lumea era învrăjbită în a aduna. A urmat după aceea, în vest, perioade în care lumea care adunase a început să se gândească mai mult și la ceilalți. Eu îmi doresc din toată inima ca această realitate a lucrurilor, care nu ar trebui să se întâmple doar în perioadele în care cei care au acumulat, se gândesc la alții, ar trebui să fie mereu și mereu și mereu, dar îmi doresc ca acest lucru să se întâmple și la noi. Și cazul părintelui Justin, care este un caz, aș spune, de legendă, fără îndoială nu poate fi o regulă. Ne dorim însă ca foarte mulți să înceapă să se gândească nu numai la ei înșiși, dar și la ceilalți. Mai ales la ceilalți. A doua idee a fost acest fapt al plecării și revenirii în țară. Trebuie să recunoaștem două lucruri. În primul rând, că acum mișcarea este liberă, este un lucru extraordinar. Noi întotdeauna considerăm că este un adevărat miracol acest lucru. Ne bucurăm cu toții de aeroportul din Bacău. O să merg la Terra acum, pentru că asta este pentru noi o poartă prin care noi plecăm și ne întoarcem. Deci, rămânerea aici nu este o pedeapsă, nu este un lucru care să ne țină. Este în același timp un loc de unde noi plecăm pentru a ne întoarce. Iar cealaltă, legat de asta, cealaltă idee a nu mă mai întorc în țară, este o idee absolut, aș spune, absurdă, pentru că, de fapt, nimeni nu are nimic cu țara. Țara înseamnă pământul ăsta, înseamnă pădurile astea, înseamnă cerul ăsta. Ideea că pe acest pământ mai trec și personaje care poate nu ar merita să se numească români, este cu totul alt. Ideea că aceasta este țara mea, este poate cea mai minunată idee care trebuie să aureoleze mințile celor care sunt plecați în străinătate. Și o să vă spun că așa se întâmplă. Noi am avut foarte multe concerte pe care le-am ținut în străinătate, organizate prin fundația noastră, care este o fundație familială, practic, prin prietenii noștri, între care Fundația Johanna din Elveția, prieteni foarte buni pe care noi avem în Statele Unite, în Elveția, în Italia, în Anglia, în Austria, deci în mai toate țările Europei, am observat întotdeauna o extraordinară tensiune bună, emoție din partea celor care au venit la concertele tinerilor pianiști români. A fost într-un fel o reunire în familie. A fost întotdeauna un motiv pentru aceste persoane care stau
în străinătate să revină la țara lor. Eu pun pe seama vârstei aceste, pentru că atunci când ești tânăr, vezi viața în roz, vezi lucrurile altfel. Poate, dar, și spiritual nu ești chiar atât de... Am găsit foarte mulți tineri care sunt încă legați. Fără îndoială, gradul de cultură contează foarte mult. Contează foarte mult gradul de pregătire și contează cel mai mult, cel mai mult contează iubirea aceea pe care cred că noi românii o simțim. Suntem totuși un popor care aici, la întretăierea unor drumuri ale Orientului cu Occidentul, cu Meridionalul și cu Nordul, ei bine, aici s-a întâmplat ceva, aici este foarte mult spirit, o personalitate complexă de popor. Nu suntem simpli ca și personalitate, o personalitate complexă și din punct de vedere al indivizilor care ne reprezintă și avem foarte multe personalități, aș spune, într-o medie uluitor, uluitor de înaltă și nu în ultimul rând am reușit să trecem până acum, mai bine sau mai rău, peste toate. Eu îmi doresc să avem lumină, îmi doresc să reușim să devenim tot mai demni cu noi înșine și în felul acesta vom fi demni în comportarea noastră față de ceilalți și să reușim să ne iubim familiile noastre, să ne iubim marea familie care este aceea a poporului. Aș trage puțină cenușă pe spuza mea și aș spune să iubim arta și educația și să ne dăm seama că educația, înainte de tot, reprezintă o piatră milenară în crearea unei noi societăți. Știu că fundația dumneavoastră aici se ocupă de comunitate și încerci să faci ceva în următoarea perioadă pentru Comuna Făurei, pentru școală, pentru toți cei care reprezintă vârful aici, pentru că mai avem foarte puțin timp și n-aș vrea să-i păgubesc pe Romașcani de melodiile frumoase, interpretate fără partituri, cum spun eu întotdeauna din cap și mă uimește lucrul ăsta și la tine și la elevii pe care îi susții și îi pregătești. Vreau să anunț, dacă îmi face plăcere să anunț de fapt acest lucru, de fapt sâmbătă 17 noiembrie aici va avea loc un micro-recital de pian cu elevi ai Școlii de Muzică Sergiu Celibidache din Roman, elevi care vin și la cursurile de perfecționare de la Budești. Iar pe data de 18 vom face un lucru, aș spune, inedit, și anume ne-am gândit să invităm reprezentanți din comunitatea noastră, vor fi în jur de 50-60 de persoane, pentru un ceai muzical, duminică după amiază, 18 noiembrie, la ora 16:30, un ceai muzical la care noi am invitat reprezentanți din toate categoriile de locuitori ai comunității noastre, chiar din împrejurim. Se pare că vor participa și personaje din diverse ramuri de activitate ale județului. Și ne gândim chiar cu plăcere la faptul că, practic, este prima dată când, într-o atmosferă de armonie, de prietenie, vom fi cu toții împreună. Acest lucru este cu atât mai frumos pentru noi, pentru că doream de mult să aduc la cunoștința comunității noastre, de fapt, cine suntem, cu ce ne ocupăm și ce facem. Ei ne cunosc, bineînțeles, în acești ani, s-a aflat despre opera noastră, dar cu atât mai frumos, credem, să ne prezentăm în fața publicului, să mă prezint și eu ca pianist și să ne gândim cu toții că asemenea întâlniri de socializare, de armonizare, pot face doar bine pentru proiecte pe care comunitatea le poate înfăptui și pentru, de ce nu, mersul înainte al comunității noastre.
Sperăm să avem și noi onoarea să venim la voi aici. Sunteți invitați, bineînțeles. Mulțumim. Să le prezentăm familia muzicală de la Budești, încă o dată romașcanilor. Eu vă mulțumesc din suflet. M-am simțit foarte bine la voi aici, în prezența voastră, cu ideile voastre, cu tot ce este frumos la voi. Dragi telespectatori, o să încheiem emisiunea de aici și filmată la Budești, tot în cadrul muzical. O să rog pe Ilea să ne deconecteze de la problemele zilnice cu care ne confruntăm. Sperăm că dumneavoastră ați gustat ca și mine, să vă simțiți bine cu emisiunea prezentată de aici, de la Budești. Nu închei până când nu vă doresc multă sănătate și în același timp să vă spun să aveți grijă de familia noastră. Astăzi, pentru noi, o considerăm o lecție din partea familiei Iulian Arcade Trofim. Cu gânduri bune la o nouă ediție. La revedere!